orașul Borșa este unul dintre emblemele Maramureșului. Este localitatea care impresionează prin pitorescul său, dar și prin poziționarea între munții Rodnei și munții Maramureșului, bucurându-se astfel de peisaje montane de nedescris și oferind multiple posibilități de drumeție pe munte, atât vara cât și iarna. Parcul Național Munții Rodnei se mândrește cu vârful Pietrosul Rodnei, care cu cei 2303 metri înălțime este cel mai înalt vârf din această grupă de munți. Vârful Pietrosul Rodnei este vizibil din localitatea Borșa și tot de aici pornește și aventura noastră de astăzi. Vârful Pietrosul este cel mai înalt pisc muntos din munții Rodnei, cu 2303 metri. De asemenea, este și cel mai înalt vârf din întregul lanț al Carpaților Orientali, fiind împărțit între județele Maramureș și Bistrița Năsăud. Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de la Distracție și Educație Montană. Sper că din cadrele anterioare, sau măcar din acest cadru, vă dați seama unde suntem. Împreună cu Tămaș am venit în munții Rodnei pentru a urca pe vârful Pietrosul Rodnei. Acolo unde e soare, acolo o să ajungem și noi în aproximativ 4 ore de urcare constantă până sus pe vârf. Ca repere, o să zic că să ajungem la lacul Iezer, care s-ar putea să fie înghețat, mai mult ca sigur, la cabana Meteo, vârful Pietrosul, 2303 metri, și apoi înapoi la mașină. Pentru tura asta, să o putem realiza, am pornit din Cluj încă de la ora 4:30 dimineața și cu speranță vom ajunge de seară înapoi acasă. Înaintăm pe o urcare pe pădure. Și acum intrăm în Parcul Național Munții Rodnei, rezervația biosferă. Acolo sus, pe creasta aia, trebuie să ajungem noi, în aproximativ 3-4 ore. În continuare urcăm pe forestier, tot în zigzag, până ce ajungem și la lacul Iezer, un pic s-o mai norat, dar sperăm că pe când ajungem sus în creastă să avem din nou soare și să vă arătăm cât e spectaculos e masivul ăsta, Rodnei, cu vârful Pietrosul. Spectaculos de tot. Păcat că nu se vede și lacul Iezer, care are forma conturul României. Vara se vede frumos de sus și cabana Meteo iarna, dacă bate soarele pe ea în contrajur, o să se vadă spectaculos. Și cum zice în fiecare episod, stați în casă. Da, într-adevăr, stați în casă, e frig, e vânt și probabil în cele mai multe orașe ceață, cum e Clujul, de exemplu. Noi nu așteptăm să vină vremea bună, ne ducem noi după ea. Și se pare că și astăzi avem același noroc ca și în turele anterioare. I love you! Chiar dacă pentru voi sunt numai 2-3 cadre de pe urcare, asta e pe forestier, să știți că aveți ceva de pedalat. Am nu vreau să vă mint, dar de câteva zeci de minute bune, tot urcăm, dar văd luminița de la capătul drumului forestier. Așa, încet, încet, ajungem și la cabana Meteo, care este deschisă tot timpul anului. Foarte frumos. O vreme de bazm. Într-adevăr, acum e un pic înorat, dar chiar și acum am pe mine numai o bluză de corp și un softshell și hâzliorcă. Înaintăm așa cu grijă, tot în sus. Deja treptat ieșim din pădurea de conifere. Puteți să auziți cât de faină-i zăpada.
De așa zăpada asta până pe vârf e autostradă. Până amu am tot urcat pe forestier. Da? Trebuie să ieșim îndată. Și deja ni se deschid belvederi frumoase cu Borșa. Acum ajunge și soarele pe oraș. Acolo în spate ce? Munte este. Acolo Toroyoga. Toroyoga și mai îmi duc aminte, mai este încă. Văd că acolo e mai rea vremea ca și. Da, da, e mai înorat spre ucrainieni. Da. E faină valea asta. E faină Borșa. De regulă întotdeauna pe partea aia e verde și aici e zăpadă. Uite, de acolo de jos venim noi de la... De unde e clădirea aia, Portocalie, dacă nu mă înșel. De aici apare aproape, dar am urcat ceva pe forestier. Cred că avem vreo 3 km jumate. Uite cum e și pe sus, umblă norii, deja stratul de zăpadă devine mai consistent, dar este tare. Paul, intrăm în lumea alpină. De aici încolo, gata. Se termină încet și vegetația și intrăm în raiul pietrosului. Ne apropiem de căldare. Aici, la după curbă, e stația meteo. Și într-un final am ajuns și la cabana meteo. Uitați ce vreme am prins. Pare că tă vin ori și pleacă, dar în general o să stăm masove. Noi o să urcăm pe aici, pe traseul de iarnă, ajungem acolo în creastă, după care înconjurăm toată căldarea și ajungem acolo sus pe vârf. Aici jos e lacul Iezer, care are forma hărții României. De sus așa se vede vara. Zăpada e foarte bună. Ne scofudăm, nu e locul, dar e autostrada. Față de ce a fost pe Bistriciorul. Înaintăm cu grijă oblu în sus, până pe creastă. Nu uitați cum se vede vârful. Superb. Mirific. Am făcut echipa cu încă câțiva moldoveni în Chișinău. 4 la număr. Foarte fain. Oameni de treabă. Bate împreună urme. Superb. Cred că o să-mi iau ochelarii de soare, că deja mă cam supără albul de zăpadă. Nu uitați, iarna, totdeauna folosiți ochelari de soare cu grad cât mai ridicat de polarizare. O să vă ajute enorm. Stai să-mi pun mănușa, că mi-a înghețat mâna imediat. Aoleu, cât e mai bun. Acolo e Borșa, soare. Cred că se poate stra lejer într-o singură geacă, că noi avem cât e tripă noi. Vântul e mult mai intensit,
M-am pus aici lângă un bolovan să mă îmbrac mai bine, pun ruga și îi dăm în sus. Tot așa încet, încet urcăm. Nu pot să filmez tare mult, că cu mânușile nu pot. Și cu mâna goală mi-e foarte frig de la vânt. Imediat ajungem sus la soare pe creastă. Partea bună e că o să bată soarele, partea rea e că bate vântul. Dar fenomenal! Niciodată n-am trăit o astfel de experiență superbă. Pentru asta e super recunoscătorul Tomaș, că m-a propus să venim aici. Vă las, ne vedem de sus pe creastă. Impresionant, foarte fain. Și s-a schimbat și direcția din care bate vântul. Și dincolo s-ar putea să nu mai vină norii. Și stăm toată ziua la soare. De aici încolo începe spectacolul. De aici încolo începe spectacolul, ăsta stă mai spate. Deci ne bucurăm pentru toată ascensiunea pe care am făcut-o până aici, uitați. Mergem până acolo. Acolo e vârful pentru care și-am venit. Și anume vârful Pietrosu Rodnei, 2303 metri. Tămașe, ce părere ai de această vreme? Așa ceva nu pot să prind nici vara. Și acum sper că mă puteți auzi, întrucât vântul bate foarte tare din spatele nostru, din nord, încolo e Ucraina. Continuăm pe sus, pe creastă, bate soarele frumos. Absolut fenomenal e vremea asta. Hai, dar tot că bate vântul, că rest e un spectacol. Mirific. Ne mai amintește tașii cu un grup de la Iași. Da. Împreună merg. Mai avem încă un kilometru jumate până pe vârf, pe Pietrosu Rodnei. Și ce mi-o stămaș, acolo în spate avem teologia Archer Cibreș Bran, de unde am făcut episod chiar în sezonul ăsta de iarnă, prima drumeție de iarnă acolo am făcut-o. Mirific. Aș vrea să lansez runa, dar dacă auziți cum bate vântul, nicio șansă. De lansador lansez, dar sigur nu mai aterizez. Vremea e excepțională, superbă. Și acum urmează să traversăm această creastă până pe vârf. Superb! Da. Îmi pare rău că mă tot repede, da. Las imaginile de la sine să vorbească, întrucât eu cel puțin am rămas fără cuvinte. În continuare tot mergem pe creastă, pe urmele caprelor negre. Atâta mai avem până la vârf. În spate sunt grupul de la Iași. Mai în spate sunt și băieții din Republica Moldova. Fenomenal! Fenomenal se vede! Aici e cabana și de acolo de jos am coborât. Mai avem încă un pic. Acum s-a oprit și un pic vântul. Tocmai ce... Vezi la tămaș că e foarte frumos. Aici trebuie avut grijă că sunt spații între pietri. Acolo a picat tămașul pula bro. Așa, cu grijă mereu.
Acolo unde bate vântul, zăpada, acolo îi vârful Pietrosul Rodnei. 2303 metri. Ne-am dezbrăcat că aici nu mai bate soarele și e foarte bună vremea. Nu mai bate soarele, nu mai bate vântul. Soarele bate. Pic de nor nu este. Dacă și ajungem pe vârf și să se oprească fix atunci vântul. Și acum urmează ultimii pași până pe Pietros. Încet, încet înaintăm. Vântul bate din toate direcțiile. Uitați cum se fac vârteje. Nu știu dacă se vede pe cameră. Sper că mă auziți de vânt. În sfârșit am ajuns și pe Pietrosul Rodnei. 2303 metri. Mai avem cam 2 ore până la apus, o oră jumate, cam așa. Superb, 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 superb. Vă invit să veniți și voi. Dacă bineînțeles aveți cunoștințele necesare, echipamentul necesar și știți să și-l folosiți. Întrucât iar nu e ca vara. Paul, așa ceva, nici dacă ne, nu știu, să fi tras la los în plic, nu prindeam o vreme ca asta. Am pornit la drum. Noi doi, băieții aia 4 sau 5 din Republica Moldova, după care a venit un grup mai numeros de 7-8 persoane, curajos, băieți și fete din Iași, care nu aveau un echipament adecvat pentru turele de iarnă. Ture de iarnă, dar aveau ceva gheruțe, parazăpezi, unii bețe, nu știau să le folosească, dar Pietrosul Rodnei, de aia îi spune Pietros, pentru că e multă stâncă, o greșeală, aluneci, te duci la vale, drept urmare, pe la jumătatea căldării sau înainte de jumătatea căldării, s-au întors și au făcut un lucru bun, pentru că întoarcerea va fi lungă, în continuare, și mai bine să previi decât să se întâmple ceva. No. Te bucurăm! Sărbătorii cu scrijai de strănină. Mai ai dăm la vale. Așa pe fugă ne-am ospătat un pic, poate mai ne ospătăm jos la cabană, pentru că vrem să acoperim cât mai mult din traseu pe lumină. Cam așa arată. Nu e foarte primitor pentru că nu sunt ferestre și cum bate vântul, cam intră absolută pe aici. Drona nu mai lansez că bate vântul și mi-e frică de aterizare. Sper că v-au plăcut imaginile de aici de pe vârf. Oricum, să sperăm că o să mai ajung și data viitoare. Acum ne întoarcem exact pe unde am venit, străbatem toată creasta, coborâm jos în căldare, luăm forestierul și coborâm la mănăstire unde e parcată și mașina. N-are aici o legătură urcarea cu coborârea. Ce-am urcat în jumătate de oră, acum cobor de 5 minute, mi-e mai mare dragul. Da, da, totuși mai avem un pic și trebuie avut atenție mare. 80% dintre accidente se întâmplă în drum spre casă. Da. Dar cu atenție mergem tot înainte. Am trecut pe lângă vârful ăsta când am urcat pe creastă și am mers spre Pietrosul Rodnei, care e acolo în fundal, în dreapta lui Tămaș. Ăsta, Tămașe, cum ai zis că se numește? Vârful Grohotu, cu 100 de metri sub vârful Pietrosul, 2203 metri. Ne bucurăm de apusul ăsta. Da, spectacol. Mirific. Și ăsta din față, impunătorul? Vârful Buhăiescu Mare. Buhăiescu Mare. Splendid. Peste tot nori, sunt deasupra norilor. Și uitați aici Golden Hour-ul munților orientali cu Pietrosul Rodnei pe fundal. Minunat!
Acum mai dăm coborâre către căldare, unde e și cabana. Aproape că am terminat toată coborârea. Acolo este cabana. N-a uitat ce fain se vede în zare. Ne-am întors înapoi la cabana, meteo. N-a uitat ce vreme. Și acum coborâm înapoi înspre forestier, pe un apus spectaculos, cu o mare de nori și vârfuri înzăpezite pe fundal. Nu știu cât de mult se apreciază pe cameră, dar vă spun că e inedit. După 15 km 600, parcurs în 9 ore 40, am ajuns înapoi în mașină. Deja plecăm înspre Cluj. Aici a ieșit Tămașul. Sper că v-a plăcut, că v-am inspirat să veniți și voi să faceți această tură dacă până acum n-ați făcut-o. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem în următorul episod. Ciao!